Bună ziua, vă mulțumim că ați venit la conferința de presă a proiectului IMCAD, implementarea managementului calității administrației durabile, finanțat prin programul operațional capital uman. În primul rând, aș vrea să vă prezint și celelalte proiecte implementate de Consiliul Județean Neamț, pentru că acesta nu este singurul. Mai avem în implementare încă trei proiecte finanțate prin POCU, Programul Operațional Capital Uman. Toate proiectele, cele trei proiecte finanțate prin POCU, se adresează domeniului de învățământ. Astfel, avem în implementare, ca și partener, proiectul Madre, motivarea și ambiturarea didactică a responsabililor educaționali. Un proiect cu o valoare eligibilă de 2.329.054 lei, care este deja în implementare de la 27 martie 2018. Solicitantul este Casa Cultului Didactic Neamț și Consiliul Județean este partener. La fel, proiectul Ștefan, susținerea transversală a educației prin acțiuni în județul Neamț, cu o valoare eligibilă de 4.486.583,40 lei, cu o durată de 36 de luni, celălalt proiect mare fiind de 30 de luni. Și la fel, acest proiect a început să fie implementat cu 14.05.2018. Al treilea proiect, îl avem în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Se numește Șansa la Educație Viitor Asigurat, SEVA. Are o valoare eligibilă de 7.909.693,66 lei. Data semnării contractului este 11.05.2018, tot pentru o perioadă de 36 de luni. Proiectul Madre este finanțat în cadrul programului Profesori Motivați, având ca scop creșterea calității activității cadrului didactice din județul Neamț. Celelalte două proiecte, Șansa la Educație Viitor Asigurat, SEVA și Ștefan, au în vizor copiii și sunt implementate pentru prevenirea abandonului școlar. Proiectul IMCAD este un proiect cu o destinație specială pentru instituțiile administrației publice și vizează îmbunătățirea managementului calității în instituțiile publice. În continuare, o să dau cuvântul doamnei director Veronica Vasiliu să vă spună despre calitatea în sistemul public. Voi face câteva scurte referiri la necesitatea implementării proiectului, obiectivele acestuia și scopul final. Una dintre marile provocări care societatea trebuie să-i facă față astăzi este nevoia de a dezvolta și menține încrederea cetățenilor în autoritățile publice. În această privință, autoritățile publice locale joacă un rol important în crearea unei comunități locale durabile, în care calitatea serviciilor publice corespunzătoare, precum și costul efectiv al acestora, ajută la promovarea prosperității economice durabile și a dreptății sociale la nivel local. Sistemul de management al calității este modul în care autoritățile publice locale pot direcționa și ține sub control activitățile sale pentru a satisface nevoile și așteptările comunității locale. În linii mari, acesta este alcătuit din structura organizatorică împreună cu planificarea, procesele, resursele și documentația necesară atingerii obiectivelor calității și furnizării îmbunătățirii continue a serviciilor oferite. Prin accesarea proiectului Implementarea managementului calității administrație durabilă IMCAD la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț se dorește implementarea unui management performant, perfecționarea personalului conform nevoilor identificate la nivelul întregului aparat, rezultatelor, eficienței, calității, protecției mediului, transparenței și a serviciilor furnizate, având în vedere că resursa umană este principalul motor al activității și cea care poate da gradul de modernizare, eficiență și performanță. Obiectivul general al proiectului pe care îl prezentăm astăzi îl reprezintă îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliului Județean Neamț prin consolidarea capacității administrative de a gestiona aceste servicii, prin implementarea și utilizarea a două sisteme unitare de management al calității, CAP și ISO. Obiectivele specifice ale proiectului pe care astăzi îl prezentăm pe scurt sunt: realizarea procedurilor de lucru în cadrul Consiliului Județean Neamț, conform standardelor de calitate a serviciilor publice pe plan internațional, CAF,
Al doilea obiectiv, obținerea certificatului ISO 9001-2015 a sistemului de management al calității și ultimul, realizarea programului de pregătire perfecționare în vederea implementării și utilizării sistemului de management al calității. Implementarea sistemului de management al calității are următoarele efecte. Determinarea unei direcții de evoluție a organizației prin fixarea unor obiective, a unor proiecții pe termen mediu și lung, precum și prin stabilirea unei politici în domeniul calității. Instituirea unei organizări și comunicări interne mai bune și evitarea ambiguității rolurilor prin optimizarea organigramei, a fișelor de post, a fluxului de documente și prin stabilirea unei matrici de lucru clare. Motivarea angajaților prin stabilirea unui sistem obiectiv de evaluare în conformitate cu legislația în vigoare, a unui plan de dezvoltare a carierei sau prin evaluarea culturii organizaționale și satisfacerea nevoilor angajaților. Conștientizarea angajaților prin implicarea acestora în stabilirea obiectivelor pe departamente și procese, prin încurajarea participării active la analize, stabilirea de strategii, etc. Îmbunătățirea monitorizării și evaluării prin aplicarea indicatorilor de performanță, atât în stabilirea obiectivelor, cât și în controlul proceselor și activităților desfășurate, asigurarea unui cadru organizat pentru activități, responsabilizarea angajaților și optimizarea instruirii noilor angajați prin stabilirea de proceduri documentate. Și nu în ultimul rând, reducerea costurilor serviciilor prin implementarea acțiunilor colective și preventive care presupun orientarea asupra cauzei, nu doar a efectului. Așadar, scopul final al proiectului este creșterea calității serviciilor oferite, creșterea satisfacției și apropierea cetățenilor, conformitatea cu reglementările în domeniu, creșterea gradului de responsabilitate a personalului din instituție față de societate și cetățeni, eficiență, simplificarea procedurilor și proceselor de lucru cu cetățenii. Mulțumesc! În continuare, o să vă mai prezint niște detalii, să zicem, tehnice referitoare la proiect, în sensul că, cum am mai zis, proiectul este finanțat prin programul operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Are o valoare legitimă de 622.770 lei. Nu este o sumă foarte mare, dar poate fi utilizată pentru îmbunătățirea managementului calității la nivelul instituției. Contribuția Consiliului Județean este de 12.455,54 lei. Durata acestui proiect este de 16 luni și implementarea lui a început la 23.10.2018. Pe scurt, proiectul dorește implementarea la nivelul Consiliului Județean Neamț a două instrumente de management al calității, CAF și ISO. CAF fiind cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice și instruirea personalului din cadrul instituției cu privire la utilizarea acestor instrumente. Grupul țintă al proiectului este format din 132 de angajați ai Consiliului, pe fiecare direcție, serviciu, birou, apartament. Fiecare la rândul lui va beneficia de proiect prin crearea unor proceduri conforme cu standardele ISO. Vor învăța felul în care ei vor utiliza în activitatea lor aceste proceduri și le vor aplica instrumentele care le vor utiliza și, de asemenea, vor fi identificate în cadrul proiectului problemele referitoare la activitatea în cadrul, dacă există, și se vor găsi soluții pentru rezolvarea acestora. În continuare, o să rog pe domnul consultant de la Comparetice să ne spună mai multe despre partea tehnică a acestei activități. Vă mulțumesc frumos, bună ziua, mă numesc Tulej Ioane Mamele, sunt director general al firmei Romu-Paleticea. Am fost alegat ca și consultant, ca și expert în proiectul pe care cei de la Consiliul Județean ne-au încercat să se implementeze în perioada imediat următoare și mă refer aici la proiectul IMCAD, implementarea managementului calității în administrația durabilă prin fonduri obținute din cadrul programului operațional capacitate administrativă. Și o să vă prezint în continuare câte puțin despre compania pe care o reprezint, portofoliul nostru de clienți, precum și etapele care trebuie parcurse
pentru a implementa cu succes un sistem de management reformat și în cadrul Consiliului Județean Neamț. Așadar, vă spuneam, reprezint firma Roncoalicel, suntem de piața din România în anul 2010. De atunci și până în prezent avem activitate continuă și neîntreruptă în tot ce înseamnă implementarea sistemului de management ISO. La momentul actual ne putem mândri cu peste 300 de instituții publice din România, unde am reușit să implementăm cu bun succes aceste sisteme de management ISO, fie că discutăm de consilii județene, entități publice subordonate acestora, primării de municipiu, orașe, comune, spitale, universități, teatre, muzee și așa mai departe. Deci avem o experiență largă, în mai aproape mai toate domeniile de activitate, tot ceea ce înseamnă realitatea publică locală. Am convingerea că și la Consiliul Județean Neamț vom reuși să atingem targetele pe care cei din Consiliu și le-au propus. Și aș vrea să vă spun că tot prin prisma acestui program POCA de finanțări europene nerambursabile, am reușit recent să implementăm și în cadrul altor Consiliu Județene și mă refer și la Consiliul Județean Gorj, vreau să aduc spre Consiliul Județean Mureș, Consiliul Județean Brăila, unde acum avem în implementare acest ISO 9001, precum și primării de municipii, cum ar fi Drobeta, Tunel Severin, orașul Vulcan și așa mai departe. Mai departe o să vă spun în linii mari cam ceea ce înseamnă implementarea unui sistem de management al calității și cum va ajuta el mai departe angajații, dar și instituțiile subordonate Consiliului și tot ce înseamnă factorii externi și interni și interesați de activitățile Consiliului Județean. Pentru că fiecare instituție publică este distinctă și se organizează într-un mod diferit, vom proceda la a efectua o analiză inițială a sistemului de management existent în cadrul Consiliului Județean Neamț. Pentru că știm unde vrem să ajungem și mă refer aici la cerințele statului ISO 9001, care sunt universal valabile și aplicabile tuturor entităților, dar nu știm de unde plecăm, această analiză inițială ne va ajuta să ne fundamentăm deciziile sau pașii, mai bine spus, pe care va trebui să-i facem împreună. Așadar, după ce vom merge prin fiecare compartiment și vom studia toate documentele cu care se lucrează, modul de operare a lor, vom identifica dacă sunt neconformități, dacă sunt lucruri care sunt mai puțin bine făcut, să mă exprim așa mai plastic, vom proceda în a gândi un plan de lucru, un program de dezvoltare a sistemului de management al calității, pe care mai apoi, în perioada de 13 luni, dacă nu înșel, va trebui să-l și ducem la bun sfârșit. Așadar, știm unde vrem să ajungem, nu știm însă de unde plecăm. Pentru asta facem acea analiză pe care o vom prezenta conducerii Consiliului Județean Neamț, iar împreună cu acordul lor, după ce avem un punct comun, vom bate în cuie și acel program de dezvoltare a implementării sistemului de management al calității. Etapa imediat următoare constă în a proceda la elaborarea documentației specifice implementării sistemului de management al calității. Acest sistem de management are un instrumentar. Are documente și mă refer aici la manualul calității, la proceduri de sistem, proceduri obligatorii, instrucțiuni de lucru și alte documente conexe pe care angajații Consiliului Județean Neamț în atribuțiile pe care ele au în relația cu internă, cu alte compartimente, departamente, dar cât și cu mediul extern, acele documente vor trebui să le folosească, să le ruleze. Sunt documentele care reprezintă dovada faptului că ceea ce spunem și facem, adică vor reprezenta niște înregistrări. După ce am procedat la elaborarea documentației, vom asigura și o instruire cu șefii de compartimente și înțeleg că în cadrul proiectului avem și un program de formare profesională în masă, adică a tuturor angajaților Consiliului Județean, pentru a-i familiariza cu ceea ce înseamnă ISO 9001, care sunt cerințele ISO 9001, ce se va întâmpla în cadrul organizației în timpul implementării și în viitor, și cum aceste instrumente de lucru și acest sistem de management îi va ajuta în a desfășura din ce în ce mai eficient și pentru binele comunității activitatea în cadrul Consiliului Județean Neamț. Deci, după ce am elaborat această documentație, facem și acea instruire cu șefii de compartimente și cu conducerea unității, urmând ca mai apoi să lansăm, asta este termenul folosit în literatura de specialitate, lansarea documentației și implementarea propriu-zisă a sistemului. Etapă în care fiecare compartiment
va trebui să desfășoare activitățile prevăzute în programul de implementare, pe măsură ce aceste activități vor fi atinse, ne asigurăm că bună parte din sistemul de management este implementat. După ce trecem, după ce realizăm parcurgerea tuturor etapelor, vom proceda la desfășurarea unui audit intern. Și nu mă refer la auditul intern pe legea 672, la auditul public intern, ci este un audit intern de calitate, în care verificăm dacă tot ceea ce am documentat noi și tot ceea ce am spus că facem se reflectă și în teren, și dacă nu, cumva ne-au scăpat anumite aspecte pe care nu le-am luat în calcul și vor trebui introduse în sistemul de management. Așadar, facem o verificare a întregii activități pe care le-ați desfășurat până atunci. În situația puțin probabilă în care vom identifica neconformități, vom proceda la desfășurarea unor acțiuni corective, să îndreptăm ceea ce nu este corect, dar și preventive, pentru a ne asigura că evităm reapariția acestora. Acest audit intern pe care îl vom desfășura împreună cu angajații sau șefii de structură din Consiliul Județean Neamț, se va finaliza printr-un raport de audit intern, care și el este parte integrantă din documentația sistemului de management al calității. Ultima etapă de implementare a sistemului de management al calității se referă la analiza efectuată de management cu privire la tot ceea ce s-a făcut până la momentul respectiv. Întreaga activitate de consultanță și de implementare a sistemului se va prezenta conducerii de la cel mai înalt nivel al Consiliului Județean Neamț, iar împreună cu aceștia vom constata ce elemente sau procese s-au îmbunătățit și dacă nu, cumva am mai găsit și alte acțiuni care ar trebui să le întreprindem până când organismul de certificare selectat de către beneficiar va veni în auditul de terță parte, extern, pentru a verifica dacă tot ceea ce am conceput noi este într-adevăr conform cerințelor referențialului ISO 9215. Vă spusesem de acest audit extern pentru că finalitatea oricărui sistem de management implementat este obținerea certificatului internațional de certificare acreditat, prin care dovada vie a faptului că sistemul de management implementat este viu, funcționează și produce efecte. Așadar, munca noastră se finalizează prin acest audit extern, realizat de către o altă companie, pentru că nu am putea să facem tot noi audit extern, adică nu putem să ne uităm propria noastră muncă, pentru a asigura această transparență și pentru a evita un conflict de interese. Avem garanția că, din perspectiva proiectelor anterioare, că se va obține certificarea sistemului de management al calității încă de la primul audit de certificare. Așadar, este și o garanție pe care noi, ca și companie, o dăm tuturor colaboratorilor noștri că în situația în care ei procedează în tocmai recomandărilor consultanților noștri, ne angajăm să obținem certificarea ISO de la prima încercare. Mai mult de atât, vă spuneam că o parte, o componentă din întregul proiect se referă și la formarea profesională, aș spune mai bine spus, o instruire a tuturor angajaților, 132 de persoane pe care le vom instrui în 6 grupe, câte 22 de persoane, începând din a doua jumătate a anului, cred undeva după luna octombrie, dacă mi-aduc bine aminte programa pe care urmează să o facem. Doamna manager de proiect spunea și de acel CAF 2013, este un alt instrument al managementului calității care se referă la o autoevaluare, adică la o evaluare internă a angajaților cu privire la managementul calității. Acea activitate dânsii o vor realiza în regie proprie, dar noi vom ține cont de tot ceea ce ei vor depista acolo, astfel încât acel CAF 2013 împreună cu ISO 9001 să formeze un sistem integrat împreună cu sistemul de control intern managerial conform prevederilor Ordonanței Generale a Guvernului 6/2018. Vom încerca să îmbrăcăm un sistem unitar, să nu mai fie căi de acțiune diferită, adică să ne asigurăm că avem o direcție unitară pe care toți angajații Consiliului Județean o vor respecta din momentul în care acest proiect este finalizat și începe să producă efecte. Cam atâta v-am spune despre partea tehnică, nu vreau să intru mai mult în detalii tehnice pentru că nu vreau să rezistez, dar dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție fiecăruia dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim foarte mult!
Proiectele pe care le-am prezentat sunt doar o mică parte, mai mult proiectele sociale ale Consiliului Județean, care, deși ele par cumva nesemnificative pe lângă celelalte proiecte de infrastructură, care sunt proiecte mari, sunt foarte mari, care sunt de un impact mult mai mare. Aceste proiecte se adresează în mod direct oamenilor, pentru că în calitate de autoritate locală, Consiliul Județean Neamț are obligația de a contribui la dezvoltarea tuturor laturilor vieții cetățenilor județului. Domnul președinte al Consiliului Județean Neamț, domnul Donela Senec, este direct interesat de implementarea acestor proiecte și de implementarea acestor proiecte, fiind implicat constant în implementarea activităților și având un interes deosebit în atingerea obiectivelor proiectului, pentru că sunt în mod special pentru cetățeni și pentru copiii acestora. Eu vă mulțumesc pentru participare și pentru alte întrebări și răspunsuri. După o pauză de cafea, vă invităm să ne le adresați. Ați auzit-o pe doamna Hisum, pomenind că pe POC-ul pot fi eligibili atât instituții publice cât și societăți publice cu capital privat. Dar ar vrea să vă spun că noi, cei de la Rom Politicer, suntem, cred că, printre puține firme din România care avem un acord cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, suntem un consultant precalificat în a oferi servicii de consultanță în implementarea sistemului de management ISO și formare profesională în domeniu pentru sectorul privat. Vă putem ajuta în acest sens, inclusiv cu obținerea unei finanțări în măsură de 5% dintr-o doar costul de consultanță. Deci uite că există fonduri de atât guvernamentale cât și europene care au ca și obiect aceste activități pe care v-ați spomenit. Aș merge mai departe și v-aș spune că actualmente, și în anii trecuți, și în prezent, și cred și în viitor, Guvernul României se preocupă de astfel de probleme, iar prin fondurile guvernamentale ale AIPP-IMM, mă refer aici la Programul Operațional Comerț, sunt eligibile cheltuieli cu consultanța și certificarea pentru sisteme de management ISO 9001, ISO 14001, 1881 și așa mai departe, ISO 22000 pentru industria alimentară, cât și pentru formarea profesională a angajaților din cadrul societăților comerciale. Având în vedere că Consiliul Județean este entitate publică, nu poate aplica pentru proiecte care deservesc strict mediul privat și nici cei privați n-ar putea depune proiecte pentru că nu sunt eligibili pe programele operaționale care vizează strict administrația publică și tot ce înseamnă mediul public. Nu, dar nu vreau să mă înțelegeți greșit. Cu siguranță acest proiect este extraordinar. Cei din instituțiile publice au nevoie de astfel de cursuri de formare continuă. Eu am vrut să duc un pic mai departe și să vin în ajutorul privaților, pentru că acolo sunt foarte multe probleme. Adică acum, la momentul ăsta, de exemplu, eu, ca firmă, da? Eu nu permit să-mi găsesc Sunteți reprezentanta unui SRL, înțeleg? Da, da. Bun. Eu tocmai vă spuneam că există fonduri europene și guvernamentale neramursabile, stimată doamnă, pe care le puteți accesa și le puteți... da, dar asta nu este rolul niciunui Consiliu Județean sau unei primării, este rolul Ministerului de Resort, adică în speță Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Dezvoltării Regionale și Durabile, fiindcă ei finanțează pe programe guvernamentale și să știți că ele sunt destul de mediatizate. Adică dacă mergeți la OTIMMC, Oficiul Teritorial al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, când ați fost ultima oară acolo? Nu știu dacă am fost. A, nu ați fost. Eu vă spun să veniți acolo. Dar trebuie să fim și chemați, adică nu ne putem duce de bază cu problema. Ei fac. Deci haideți să vă spun. Există o procedură în fiecărui minister. Când se lansează un apel de proiecte, fie că discutăm de mediul public, fie că discutăm de mediul privat, se face o conferință de presă în care se anunță lansarea programului și perioada de când și până când se pot depune proiecte, după care urmează evaluare tehnică, administrativă și așa mai departe. Conferință de presă la această instituție? La care instituție faci de genere? Poate ne-au omis pe noi, dar nu se poate că nu. N-am auzit așa ceva. Și vedeți, noastră, până la urmă, dumneavoastră cei care faceți proiecte pentru Consiliul Județean, cei care faceți legătura între Minister și Consiliul Județean, până la urmă ne-ați putea anunța pe cei din IMM-uri prin intermediul nostru.
aici în carne și oase. Sunt la dispoziția și a dumneavoastră, vin de la DEPA, sunt la dispoziția Consiliului Județean Neamță, deci, la acestui contract. Deci, nu vreau să mă ținem de rău. Deci, acolo e problema. Asta consider eu, ca presă. Îmi pare rău că sunt și astfel de situații. Mă bucur dacă putem fi de folos și vă garantez că vă putem ajuta și pe dumneavoastră ca și mediul privat, în egală măsură cum o face și pentru mediul public. Vă spuneam, avem și alte consilii județene și le repet, Consiliul Județean Mureș, unde acum o lună am finalizat un proiect asemănător cu implementare și înscriere și certificare sistemul de management al calității. Consiliul Județean Galați, pe toată partea estică a țării. Consiliul Județean Borș și 4 unități subordonate, deci cele de la Consiliul Județean Borș, au gândit-o ei ca să introducă și alte 4 servicii, fiecare cu personalitatea juridică. Dumneavoastră le aveți în cadrul aceleiași organigrame servicii, nu au personalitate juridică distinctă. Deci, pentru mediul privat, sunt și mediul privat. Am lucrat ca și societate comercială și la Publister, o altă companie din cadrul municipiului Piatra Neamț. Am oferit servicii de consultanță în implementarea sistemului de management ISO și în cadrul Spitalului Județean de Urgență Neamț. Cred că am spus bine numele. De asta vă spuneam, avem entități publice de pe trei teritoriul țării, începând cu Botoșa, în Suceava, Neamț, continuând cu Hunedoara, Timiș, Cara, Șarar, Sibiu, în mai toate județele țării, pe diverse domenii de activitate, entități publice și private deopotrivă, fie că discutăm de societăți comerciale din domeniul construcțiilor, transporturilor, industria alimentară, brutărie, carmangerie, fabrică de mezeluri și așa mai departe, inclusiv până în industria automotivă. Fiindcă și dacă ISO 9001 se aplică pe toate domeniile de activitate, vreau să înțelegeți că sunt și standarde de calitate care vizează strict un anumit domeniu. Avem și competență în a acredita laboratoare de analize medicale, care tot un sistem de management al calității, dar este strict focusat, specific, pe activitatea medicală a laboratorului de analize medicale. În egală măsură există și un standard ISO 9001 care se aplică doar industriei aerospațiale. Discutăm de tot ce înseamnă avioane, aeroporturi și mai departe. Există un ISO 9001 specific doar pentru... Iar acest ISO 9001 pe care cei de la Consiliul Județean Neamț implementează, are la bază inclusiv niște linii directoare care se aplică strict administrației publice locale. Fiindcă asta fac dânsii. Eu cred că doamna voia de fapt alt răspuns la o întrebare. Să facem publice, cumva, și prin intermediul nostru, momentul zero. Când se lansează, am înțeles bine? Când se lansează aceste proiecte, programe, proiecte, pe ce perioadă se depun? Deci, cât că ăla era momentul. Și de acolo, mai departe, dumneavoastră, ca firmă, vă faceți proiectul, nu, cu firma... Nu avem acest punct. Informația, punctul zero vă lipsește și local unde vă adresați, să știți că Ministerul a lansat un program, nu știu care, deci... Pentru că nu înțeleg, pentru toate sectoarele sale. Ca să cad pe subiectul dumneavoastră, chiar în perioada imediat următoare se deschide din nou un apel de proiecte prin programul operațional regional. Dacă nu mă înșel, cred că este vorba de măsura 2.1, unde dumneavoastră, ca și IMM, puteți să lua până la 200.000 de euro. Este momentul în care s-ar dori informarea publică și eventual... Dar asta nu este un atribut al Consiliului Județean. A niciunui Consiliu Județean. Nu, e adevărat, dar am la și colaborare și interes de a se ne dezvolta economic, exact, social și pe toate planurile, exact, la nivel de județ. Interesul este de ambele părți. Am înțeles. Categorie. Trebuie să punem un corp până la urmă la dezvoltare. Da. Ori dacă cred dacă aici se dezvoltă, mediul public cred că va fi din pas. Adică ce știe informația din mediul privat, exact, accesul, să știe, începând cu data de, se lasează, exact, programul cu depunere până la... Și cum se ocupă? Noi, în calitate de autoritate publică, nu avem o bază de date cu toate societățile comerciale din județul Neamț. Dar cu intermediul colegilor din presă. Sau, Camera de Comerț, din câte știu eu, Camera de Comerț și Industriei Neamț, face această promovare la nivelul Dar oferă informații, dacă cineva merge la Camera de Comerț și întreabă despre finanțări sau așa, angajații Camerei de Comerț sunt obligați să-i ofere aceste informații. Ei, teoretic, trebuie să fie cu informații la zi și aderenul. Aveți Agenția de Dezvoltare Regională, Neamț, nu? Este Neamț, la dumneavoastră.
El se ocupă de toată regiunea nord-est. Într-adevăr, probabil centralizat de la FIR, de la ADR, de la toate comisiile la un loc, nu știu dacă există o instituție care să aibă ca obiect doar asta. Fiecare entitate își promovează propriile programe. Ideea este următor. Eu ca firmă, deci trec de partea cu autorizarea, eu ca firmă nu am timp să stau pe toate site-urile și să iau toate instituțiile la picior. Să văd ce noutăți mai iau, înțelegeți? De-aia mă pun în pielea unui om de afaceri și cred că l-aș putea ajuta dacă la mine ajunge o informație, eu să-i o dezvolt și să-i o dau, el doar să o ia și să o fructifice. Înțelegeți? Cred că ideea ar fi așa, de întrunirea tuturor instituțiilor și de a face, eu știu, o dată pe lună o conferință de presă, în care, ca să fim concreți, noi, ADR-ul, Camera de Comerț, ne-am întâlnit aici și expunem problemele care se lansează în perioada următoare. Și atunci informația ajunge și la cel care are secție de croitorie și la cel care are putere. Cred că asta ar să spuneți, ca să vorbesc simplist și foarte concret. Și dacă din partea dumneavoastră, ca persoană, ca reprezentant al unei SRL, PFA sau cum vreți dumneavoastră, ne-ați sugera o asemenea idee, ar fi un punct de plecare asta și vă informăm. Deci, cumva să facem și ceva bun astăzi. Invităm colegii de la colaboratorii noștri de la Camera de Comerț, agenția, care sunt proiectele care se lansează în următorul trimestru. Ca fiecare să știe cum își gestionează un buget, cum contractează o firmă specializată în întocmirea proiectului, că e greu de presupus că fiecare firmă are un specialist în scrierea de proiecte, că e greu. Dar își face din timp un buget, ce firmă contractează, îi scrie proiectul, depune proiectul. La și așa fiecare are posibilitatea să crească. Eu am înțeles propunerea și dacă o să puteți și o să aveți voință să faceți o asemenea solicitare, ne gândim la un mod concret de lucru, împreună vă informăm cum am gândit, și putem face, cred, și asemenea acțiune special prin biroul nostru de proiecte sociale, respectiv doamna Misum, care se poate ocupa de pe aproape. Da. Este o propunere, am primit-o cu drag, vedem ce putem, ce iese bun de aici. Permite să vă adresez și o întrebare dumneavoastră acum. Dumneavoastră ați auzit de conferința de presă de astăzi, de unde? Din presă? Nu, am primit invitație. Eu vă asigur, adică am convingere. De la presă. Acum vă spun. Asta vreau să vin acum pe subiectul ăsta. Am convingerea că, virgulă, colegii dumneavoastră ai Consiliului Județean, și eu sunt colegii noștri, viitorii colegi în proiect, au transmis invitație tuturor celor din presa locală. Dovada faptului că se doamnă dată prezentă astăzi, pentru și mine... Și colegii, da. Pentru mine înseamnă că noi ați acordat o atenție sporită acest eveniment. Vă asigur că și pentru mediul privat sunt instituții publice care oferă informare periodică, dar, din păcate, sau nefericit, nu știu cum să ne exprim ca să fiu tocmai pe subiect, sunt unii oameni care au în serios sau alții care le trec pe lângă urechi informații respective. Eu totuși... Da. Și benefice, pentru că... Asta a spus, nu suntem toți la fel. Da. Dar eu vă mulțumim frumos că ați venit și că ați vrut să aflați despre proiectul nostru, pentru că, practic, această conferință este pentru proiectul IMCAD. Și încercăm pe viitor să găsim metode de rezolvare a problemelor societăților comunității, pentru că, la urmă, și ăsta este interesul comun. Vă mulțumim frumos!